Consiliul de conducere al organizației municipale este format din persoane care nu au fost implicate politic până anul trecut și sunt persoane care vin în majoritate din mediul privat. Au afaceri private, lucrează la firme private și sunt ingineri, economiști, asistenți universitari. Și partea frumoasă este că în Consiliul de conducere, cam jumătate, doamne, sunt în Consiliul de conducere al organizației, au fost aduși de mine și de domnul Andronache. Au fost voci care spuneau că ei l-au adus, ei ne l-au prezentat. Nu, eu și cu domnul Andronache am adus majoritatea persoanelor care sunt în conducerea executivă. Iar faptul că o persoană, un coleg, a plecat la un alt partid, nu schimbă cu nimic situația, nu schimbă cu nimic activitatea organizației. Organizația este atât de bine formată încât poate funcționa și fără Constantin Munteanu și fără Ovidiu Schwarz. Nu știu care a fost motivul adevărat al plecării domnului Ovidiu Schwarz și am fost foarte surprins și eu și colegii mei. De ce? Pentru că atunci când am vorbit cu dânsul și l-am invitat în Mișcarea Populară, era un susținător puternic al domnului președinte Băsescu, era hotărât să schimbe clasa politică actuală din Suceava și acest lucru ne-a surprins. A plecat de la un partid de dreapta la un partid de stânga. Pentru că ALDE, trebuie să recunoaștem, este un partid de stânga, chiar dacă domnul Tăriceanu dorește să îl vopsească în liberal. Deci domnul Ovidiu Schwarz a plecat la ALDE după mai puțin de 8 luni de zile de la intrarea în politică. Și i s-a promis 8 luni. Încă o lună și n-așa. Păi august anul trecut. Eu am crezut că avea 2 săptămâni când l-ați prezentat. A, nu. Prezentat de 2 săptămâni pe lista de consilieri. Da. Nu știu. Ce i s-a promis, care a fost motivul, doar el știe. Eu și colegii mei îi respectăm decizia pentru că fiecare persoană își decide și o dorește drumul pe care îi dorește să meargă.